Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A văzut știrea cu domnul care i-a pus Dumnezeu mâna în cap și are... S-a apucat să sape o groapă la Băzdâna, în Dolj. S-a apucat să sape și dânsul o groapă, da, în curtea lui. Ce faci când n-ai ce face? Da. Te-a pus și sape o groapă. Nu știu ce, voia să facă un puț sau ceva de genul ăsta și a dat o pungă de gaz care arde acum în curtea lui. Cred că sunt deja 4 zile de când arde. Imaginele sunt absolut spectaculoase. Deci în groapa respectivă e niște apă pe fundul gropii, iar din apă, cu bulbuce așa, iese o flacără de vreun metru înălțime. Uh-huh. Deci numai bună de wok. Care energie, o flacără adevărată de gaz și omul e disperat, vrea să o stingă. Nu înțeleg de ce. Deci acum eu aș monta, n-aș fi zis nimic, montam deasupra un grătar frumos, dar cu plăci de fontă, care stătea tot timpul fierbinte. Înțelegi? Asta este, jos apă, practic ai și un pic de abur dacă ai nevoie să gătești ceva. Poți să speli vasele. Făceam o instalație, exact, apa aia sigur e caldă, trăgeam coțeavă într-o parte, mă, dacă ziceam ceva, nimic nu ziceam. Tu ce dai acolo? Ghici. Arde, uite cum arde. Da. Problema e că omul a sunat la autorități. Așa. Ceea ce a fost o greșeală. Pentru că autoritățile i-au zis, știți că curtea matale, dar subsolul e a statului român. Deci în România, chiar dacă găsești petrol, gaz, aur, orice, dacă găsești în subsol, nu e al tău. Deci, cu alte cuvinte, dacă ar fi trăit în România J.R. și Bobby Ewing, salut, lucrau, ar fi fost niște săraci lipiți. Lucrau la Peco. Exact. Vindeau benzină regular, pe vremea aia, la Peco. Da. Și au zis, acum trebuie stinsă flacăra și trebuie să vină o firmă specializată, nu merge oricum. Și te costă 20.000. Acum presa este împărțită. Nu este clar dacă costă 20.000 de lei sau 20.000 de euro. Oricum bani mulți. Da, 20.000 oricum, bani mulți. Ce am zis că e betonează și da, curtea. Da, betonează curtea. Adică s-a nenorocit. Cu alte cuvinte. Da. Unde mai sapă omul dacă are chef, da, să sape? Și întrebarea este, de ce îl pun să plătească? Pentru că nu e gazul lui, e gazul statului. Dar focul e al lui. Curtea e al lui, da. Și de ce? Adică să stingă? Care e problema? Nu mai bine nu suna. De ce îl pun să plătească? Pentru că aparent nu a cerut autorizație când s-a apucat să sape în curte. Înțelegi? Hai, mă, serios. Da. Probabil că... Bine. Și dacă cerea autorizație, da, cred că se ducea primăria și făcea studii de fezabilitate și descoperea că e o pungă de gaz acolo. Da, nu știu. Eu dădea din pix. Dar n-a respectat, ghinion, n-a respectat asta, deci când săpați gropi, dacă aveți... Uite, vezi, de-aia eu nu vreau să facem la noi în curte, ce zici tu? Să facem pui la jar la groapă. Dacă dăm de gaz, corect. Nu sap, dacă n-aș fi frustrat, la ce preț are gazul? Să văd că de aur. Nu pot beneficia de el, îți dai seama? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.